Situație neobișnuită petrecute marți spre orele serii pe șoseaua națională ce leagă Botoșanul de Ștefănești. O femeie în jurul vârstei de 50 de ani s-a aruncat în mijlocul străzii și a început să se rostogolească ca pe o saltea, chiar în dreptul mașinilor care circulau pe raza localității Talpa. Unii șoferi au văzut-o în ultimul moment și au frânat la limită. Alții au fost anunțați prin intermediul stațiilor despre pericol, însă nimeni nu se oprea pentru a face ceva. Prin zonă a trecut însă Daniel Cășilariu, tânărul care a organizat protestul pentru drumuri. Acesta a oprit și a sunat la 112 pentru a cere ajutor, iar între timp s-a asigurat că femeia este în siguranță. La fața locului a ajuns un echipaj smurd. Femeia a fost preluată și transportată la secția de psihiatrie. Din spusele vecinilor din zonă, aceasta suferă de probleme psihice.